Dacă ieri în cadrul buletinului de știri vă prezentam un material despre hoții de lemne care au făcut un obicei din a tăia zilnic copacii din pădurea Strehareți, astăzi alți doi bărbați au căzut în plasa polițiștilor locali. Față în față cu oamenii legii, cei prinși asupra faptului au încercat să se disculpe, crezând că vor reuși să îi înduplece pe polițiști. Abia am venit, mă duc iar. Bă, am trei copii, colo nu mă duc, colo nu mă duc, unde mă duc? Mai băgat odată la pușcărie, mă, ești cu astea că le-am găsit. Erau ale școlii, interiorul școlii sau? Da. Te-a stupat, cred că a stupat 10 căruțe. Și atunci dacă este să le trezea la școală, dacă este ale școlii, nu? Le-a stupat. Nu e ale școlii. Le-a tăiat de mult cu gardul. Și le-a stupat acolo și câte e în pământ. E în pământ, unde s-a îndrăștut la școală? Sus de tot și unde a băgat în tutura aia. Obișnuiți cu astfel de scuze, oamenii legii nu s-au lăsat convinși cu una, cu două. Cu legea în mână, aceștia au urmat procedurile legale în acest caz. Am identificat o căruță nematriculată la direcția economică. Aveau material lemnos, s-au zis că provine de la o persoană care a zis că poți să-l ridice. Nu aveau acte, urmează să-l duce la Ocolo Civic, să-l cubeze și poliția municipiului să-și facă datorie. Cât de des se întâmplă astfel de fenomene? Cât de des vă confruntați cu hoții de lemne de aici, de la Strehareți? O dată la două zile, o căruță ori se duc să taie, ori vin cu material lemnos încărcat. Cei doi bărbați au fost însoțiți până la sediul direcției silvice, acolo unde au fost predate lemnele sustrase.